Da, da, hai, ia uite, vitamina D la portocale, hai. Hai, mulți ani. Mulți ani. Aaaa, de unde-s vecinii? Spihol. Pihol? Picol, video call, uite. Ah. Aici e Mihai. Hai, noroc, ce face vecinii? Și aici e Ion și cu... Hai, noroc, vecinilor! Hai, noroc, vecinii! Hai, noroc, vecinii! Hai, noroc, vecine! Facem și noi un grătar! Eu ca la petrecere! Ca băieți, auzi, vrea cineva un... Că noi cu vitamina C? Sau o salată vegană pus babe de nuci și babe de nurofen. Ia uite. Am și eu ceva bun. E mai tare ca absintul. Hai, hai să dăm un șat de mână. Bă, băiatule, parcă altfel îmi vine cheful de viață și nu de bolnav. Bun, bun, 90 de grade. Curăță până la 90 de bete de virus. Da unde, Mihai? Așa, hai frate, ăsta de la 4 se dezinfectează, e mahmur de la ta dezinfectare. Băi, s-a făcut mangă! Bă, dar să vezi ce-a făcut nebunul, bă. O sunat la vecinii de la 4, o bătu la ușă, o întreba, doamnă, n-aveți o pastilă? Hăpci! Și-o strănta spre ei. Bă, s-o speria bătrânia aia, bă. De o săptămână stau închiși în casă încuiați, bă, nu mai știu. Băi, și încă nu le-ați zis că e o farsă, bă? Ă, dracu, să stea în casă, și așa ne-am bătut cu ei în supermarket. Eu dacă cu cărja în spate pentru sticlă de ulei. Bă, da, am auzit că te-ai certat cu Marius, ai? Lasă-mă, că-i neciopli, frate. Bă, da, i-o pus mâna pe fund Anisiei. Nespălat, bă! Bă, băiatule... Am văzut ce fel de om era. I se scurgeau tot ochii. De la răceală. Bă, ce rău a ajuns. Avem și karma, ok, când la microfonul dezinfectat și dacă tot te infectezi, ce să-i faci? Karma, ok? Stai în casă, nu afară, ca să nu te îmbolnăvești. Nici vecinilor din scară, azi nu trebuie să le vorbești. Ai, ai caramba, carantina! Bă, dar să vezi ce-am pățit, bă, eram în supermarket. Bă, băiatule, și când dau să pun mâna pe o pungă de orez, tu și ești nu-ți primi. Deci am luat-o la fugă, am ajuns acasă. Am dat drumul la robinet, bă, m-am spălat sub jetul de apă, bă, băiatule, mi s-o subția palmele, bă. Bă, am ajuns să văd o copiuță pe care am avut-o în facultate la un test când copiam și scriam pe mână. Bă, culmea chiar așa la chimie și acum știu și formulele noi. Păi și bă, e sigur? Da, băi, n-ai auzit că m-am frecat 2 ori, deci, bă, m-am frecat atât de mult în palmă că mi s-a schimbat destinul. Mi s-a mutat linia vieții din palmă, ești nebun? Întrebare. După ce te-ai spălat și dezinfectat, cum oprești robinetul? Stai în casă, nu afară, ca să nu te îmbolnăvești, nici vecinilor din scară, azi nu trebuie să le vorbești.